Cancerul la sân este cea mai frecventă boală oncologică, peste 8.000 de femei fiind diagnosticate anual în România. Depistat în faze incipientă, acest cancer poate fi vindecat, de aceea medicii recomandă efectuarea unei ecografii sau a unei mamografii o dată pe an. Peste 100 de femei din județul nostru au participat sâmbătă la dezbaterile inițiate de Organizația de Femei a PNL OLT pe tema cancerului la sân. În urmă cu aproximativ o lună, pe 1 octombrie, Organizația Femeilor Liberale a inițiat o serie de acțiuni stradale, atât în Slatina, cât și în alte localități ale județului, acțiuni prin care și-a propus informarea femeilor cu privire la prevenția și diagnosticarea în cancerul la sân. Pentru că acest eveniment a avut succes și pentru că am obținut un feedback pozitiv din partea doamnelor cu care am stat de vorbă, am considerat oportună continuarea activităților pe această tematică și inițiativa noastră s-a concretizat în acțiunea de astăzi. A fost o discuție care sigur a atins problemele mari și generale ale sistemului de sănătate din România, dar care a avut și nenumărate aspecte practice legate de prevenția, legate de depistarea precoce, pentru că este extrem de important, și apoi conduita terapeutică, tratamentul cancerului la sân, o boală care poate fi tratată dacă este descoperită la timp, o boală în care ideea de prevenție, de depistare precoce este extrem de importantă, pentru că poate să evite apoi multă suferință, multe costuri ale sistemului de sănătate sau chiar și costuri personale și poate să aducă beneficii clare atât pacientelor, pacienților în general, e foarte rar la bărbați, pacientelor în special, cât și societății în ansamblu și sistemului de sănătate. Campaniile de informare pe tema prevenirii și combaterii cancerului la sân vor continua în județul Olt. Femeile Liberale intenționează să încheie contract cu o clinică pentru consultații gratuite de depistare precoce a cancerului la sân.